Bună, dragilor! Noi am plecat la stomatologie. Mamă, ce schemă ai făcut! De-aseară a început să-l doară măseluța pe Marc. Am sunat astăzi și am făcut o programare. Printr-o minune am găsit liber. L-am luat de la grădi, am venit, am mâncat și acum... Marc nu înțelege de ce trebuie să mergem la stomatolog. Și m-a întrebat că de ce nu i-am tras măseaua cu ața așa cum i-am tras dințișorul. Pe dințișorul se mișca, iar măseaua nu. Și măseaua are o rădăcină mult, mult mai mare. Da? Așa că trebuie să mergem la stomatolog. Să te facă bine. Drăguțul de el azi noapte s-a foit, așa, nu știu. L-a ajutat acel sirop pe care i l-am dat, dar acum a început să fie așa mai de moment. Hai! Pe moment îi trece, după care îl ia din nou durerea, așa că a ajuns în acea fază în care nu îl mai ajută nimic și l-a durut atât de tare încât am fost nevoită să dau cu niște faringoseptic spray ca să-i amorțească zona aceea, pentru că nu mai putea săracul, atât de tare îl durea. Hai să mergem! Este așa plăcut afară și sunt doar 10 grade. Mâine a anunțat că o să fie 13, după aia 15 și se mai încălzește și pe la noi. Noi mai devreme am ajuns acasă și o să-l pun pe Marc să vă spună experiența lui de la dentist. Cum a fost, Marc? Cu tristețe și cu plâns. Cu tristețe și cu plâns. Dar de ce așa? De la gust. De la gust. Deci Marc nu a avut nicio treabă atunci când i s-a curățat măseluța cu acea albinuță și cu toate ustensilele pe care le-a folosit. A avut treabă atunci când i s-a aplicat acel material care se pune înainte de finalizarea măselei pentru a se pune plomba. Deci noi joia viitoare trebuie să mergem din nou ca să-i pună plomba la măseluță. Și nu suport acel gust, nu a suportat, a început să plângă foarte, foarte tare. Și a zis că a avut o zi foarte tristă. Și am zis, cum așa, Marc? Deci tu n-ai plâns și nu te-a durut atunci când ți-a lucrat cu albinuța, care toți copiii și chiar și adulții au acea teamă de acea albinuță și tu ai fost foarte curajos și chiar râdea și a început să plângă atunci de la gust. Și acum nu suportă gustul. Știam că mi-a doare măseaua. Te doare măseaua? Asta. Păi probabil că abia a lucrat. Acum... Și că scade acel material. Și măseluța te doare tare sau puțin? Tare. Tare. Te doare că ți-a lucrat. Te mai las puțin, câteva minuțele, să vedem dacă îți trece. Și dacă nu îți trece, atunci o să-ți dau siropel, da? Of, of, of. Drăguțul de el a mers așa, oarecum, nu știu, adică curajos și cu teamă. Că-ți dă mami apă. Când am ieșit de la stomatolog, am intrat să luăm o apă pentru el, că nu suportă gustul. Și a primit acea foaie cu sticăre și o machetuță. Da. Și a fost un băiat curajos și a fost lăudat că a fost cu minte. Da, și el trebuie să se obișnuiască cu acel gust, da? E un pic mai greu. Și miroase și foarte puternic așa medicamentul acela când te duci la dentist. Știți, cred că cu toții despre ce vorbesc. Puișorule. Îl doare măseaua și eu nici măcar nu știu care este măseaua. De ce îmi arată? Eu știu, mami, dar nu avem ce să facem. Și Marc are și acea problemă, dar am uitat cum se numește, atunci când vrei să speli dinții mai în spate sau când vrei să te uiți în guriță la el sau, nu știu, parcă reflux de vomă sau ceva de genul. Deci e foarte sensibil și vine să vomite de la orice chestie. Deci noi și când
îl spălăm pe dinți sau când se spală el pe dinți, nu poate să ducă periuța până în spate pentru că îi vine să vomite și a zis că va lucra destul de greu în spate la niște măseluțe. Noi am mai fost cu Marc în trecut la stomatolog și nici nu a putut să... Ce? Nici n-a putut să uită la el, a urlat în ultimul hal, deci nici nu se putea apropia. Da, păi să-i facă ceva la dințișori. Te doare limba și frate. I-am dat sirop Nurofen, acum îi voi da Panadol ca să îi le alternez. I-am adus și niște apă. Costul de astăzi a fost de 250 de lei. Acesta este planul de tratament pentru Marc. Iar aici avem obturație glasionomer 3 suprafețe dinți temporari, o bucată 210 lei, dintele 16 și 26 care vor fi sigilați pentru că sunt dinți permanenți, două bucăți, 400 de lei. Și vreau să menționez că am plătit 250 de lei în afară de acest plan care urmează să-l facem. Din nou, obturație 240 de lei, obturație 240 de lei, periaj profesional 135 de lei. Iar acesta este costul de 1225 de lei în ghilimele, deoarece pot apărea modificări atât medicale cât și financiare și dacă vor apărea aceste modificări, vor apărea să se ridice și prețul, în niciun caz să scadă. Nu știu ce părere aveți voi, dar mie mi se pare un preț destul de mare pentru că el nu are decât 5 dinți, da? 1, 2, că nu mai punem periajul care se face la toți dinții, 3 și cu două sigilări 5. Deci e foarte, foarte scump și nu este doar în acest loc unde am fost eu acest preț sau aceste prețuri. Prețurile sunt și mai mari decât atât. Eu am fost în Magnolia, pentru cei care sunteți din Brașov. Mai exact aici au recenzii foarte bune, au 5 stele, toată lumea îi recomandă. Medicii sunt foarte, foarte buni și foarte răbdători cu copilașii și știe să le vorbească, ceea ce asta contează foarte mult atunci când mergi la stomatologie cu un copil, mai ales de vârsta lui Marc sau mai micuț. Prețurile sunt destul de mari, mai ales la salariile pe care le avem în România și dacă ar fi să pui la socoteală că trebuie să mergi toți membrii ai familiei, că sunt 3, 4, 5 membri și trebuie să te duci să-ți faci toți dinții din gură, nici nu vreau să-mi imaginez la ce sumă poți să ajungi. Deci, și asta e în funcție de ceea ce are fiecare, pentru că dacă ai ceva mai complicat și în general costul de la adult, știu că este mult mai mare decât costul copilașilor. Aici, la acest cabinet la care mergem noi, este doar pentru copilaș, nu... Doamne, că nu mai găsesc cuvintele, simt că îmi plesnește capul, vă zic sincer, pentru că m-a terorizat Marc și acolo și pe drum. Nu lucrează cu adulții, asta voiam să spun. De când am ajuns acolo, de la 4 fără 20, că am avut programare la ora 4, am intrat undeva pe la 4:20, 4:30, deci s-a decalat, nu ne-a luat la 4 fix. Iar în tot acest timp și până să ajungem la stomatologie, Marc m-a întrebat în continuu cum o să fie, dacă o să-l doară, ce o să-i facă. După care am avut stres foarte, foarte mare de felul în care se va comporta pe scaun. Îl țineam de picioruș și mă rugam în continuu la bunul Dumnezeu să fie bine și să nu înceapă să-și miște capul, să urle, să facă ceva pe acolo. Toate bune și frumoase, deja eram așa împăcată și ziceam mulțumesc, Doamne, mulțumesc, când se văd că se ridică și începe să plângă foarte tare și să fie întrebat că de ce plânge, pentru că a terminat, iar el să zică că plânge din cauza gustului, că nu-i place gustul. Ceea ce eu am avut întotdeauna teamă înainte de a merge la dentist și în copilărie de acea albinuță, de ace și așa mai departe. Eu acum nu mai am nicio teamă la să merg la dentist. Eu am un stomatolog foarte, foarte bun la care merg aici la noi în cartier. Este un cabinet mic, cum e pe stilul vechi, deci nu e nimic, ca să zici, mamă, de lux. Un cabinet cum era în trecut, care încă mai au aparatele alea, să zicem, vechi, dacă le mai au, deși au schimbat în mare parte ustensilele și toate cele sunt sterilizate, deci nu se face o lucrătură ca să zici că ce bagă la tine în gură, bagă și la ăla și așa mai departe, nu. Dar nu e nici genul acesta de cabinet la care am fost cu Marc, ceva
ceva de lux la care să plătesc foarte mult. Are o mână foarte, foarte fină. Acolo mergem și noi, și eu și Bogdan, amândoi. Este foarte, foarte blând, doar că din păcate nu lucrează cu copiii. Deci dacă lucrează cred că de la 14 ani în sus, ceva de genul. Eu am început să-mi fac dantura la vârsta de 15 sau 16 ani la el, de atunci îl știu. Și am avut frică, deci am avut o frică imensă. Cine îl aduce pe tati acasă? Și mai devreme Bingo a zburat de la colivia lui până aproape de pat, deci înseamnă că treptat începe să zboare din nou. Cred că vom intra și până în Penny. Ce voiai să cumpărăm de la Penny? O banană. Banană, da. Mergem să luăm și banane și a început să mă doară capul atât de tare, dar n-am mai luat o pastilă. Lasă așa să văd, că nu vreau să mă îndop nici cu pastile, decât dacă ajung în faza aia să nu mai suport durere. Nu am mai dat lui Marc sirop, pentru că nu-l mai doare nici limba, nici măseaua momentan. Și nu vreau nici pe el să-l îndop cu medicamente, așa că îi mai distrag atenția, că știți și voi cum sunt copilașii. Deja este 6:15. Când mă întorc o să fac o mămăliguță, să facem un, tot așa cât un bolz cu brânză din aia bună. Haide, Marcu! Iubitule! Și mă bucur așa de tare că începe să se mai încălzească și pe la noi, că ne-am săturat de frig. Că Marc este bine și este vioi. Tu de ce te bucuri? Că vom zboară, că a zburat azi mult. Da, și ne bucurăm că vine și tati. Acum mergem după tati. Da! Dragilor, vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis și îmi pare enorm de rău că nu reușesc. Trebuie să mă pun la o lumină bună, să vă răspund la timp tuturor, pentru că sunt și treburile casnice, copilași și așa mai departe și chiar am încercat să fac acest lucru, să răspund la toată lumea, doar că nu mi-a ieșit, așa că eu vă mulțumesc din suflet pentru grijă, pentru îngrijorarea voastră, pentru tot ceea ce mi-a scris acolo. Vă mulțumesc. Imediat este 7:30. Am ajuns și noi acasă și am pus să fac o mămăliguță. Vreau să fac câte un bulz pentru fiecare. Mai avem niște brânză de burdov care e foarte, foarte bună. Și de obicei brânzeturile, cel puțin la mine, în general brânzeturile și mezelurile nu țin. Se strică foarte, foarte repede, așa că e păcat. Și sincer să fiu, chiar mi este poftă, pentru că această brânză este foarte, foarte bună și când am făcut ieri sau alaltăieri, mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit bulzul. Avea un gust așa aparte. Am pornit și mașina de spălat vase. Dar ce face băiețelul ăsta frumos? Of, 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 doamne, doamne, că mie îmi place să stau toată ziua liber, dacă mă închideți acolo nu-mi place și stau ca un miloc și mă chinui să deschid dușa. Recupe la Pepco, am cumpărat 3 seturi cu câte 2 pixuri. Selena a zis că aceste pixuri sunt foarte bune și un set a costat 5 lei. Și am uitat să cumpăr scutece pentru mini, așa că mâine trebuie să merg din nou la Pepco. Acolo? Nu mai merg acolo, o să merg la asta care e mai aproape, dar mă oftic că am fost astăzi și am prins coadă mare și mă obosesc cozile, așa în special, nu știu, nu-mi plac. Mai devreme am fost și pe la Penny, am cumpărat câteva chestii, un ciorchin de banane, 2 cutii cu lapte, cartofi, pâine, hârtie igienică și salam. Dar nu le-am mai filmat, le-am băgat în frigider. Ce face Bungu? Bungu! Bingo este foarte fericit că a venit tati, da! Să vezi cum îl căuta, Sally! Da? Deci mai devreme îl căuta prin casă, da! De să pup băiatul ăsta frumos! Mamă, cum se vede pe cameră, ce fain! Da, și mai devreme am luat o pastilă, pentru că acea durere despre care vă ziceam nu mi-a trecut, am încercat să evit, dar nu... Am vrut să evit și eu pastilele, dar nu mi-a mers de data aceasta. Și dacă nu mănânc ciocul la băiețelul ăsta frumos. Da? Să-l arătăm ce-a făcut Cristina. Chiar. Am
Și am primit ieri sau alaltăieri? Când am primit cadouul la Selica? Nu mai știu, ieri parcă, nu? Mama, vreau să vă... Colega Selenei l-a făcut pe Bingo. Uite. Selena încearcă să-și facă părul, crezi, cu pixul. Bongo, ia uite! Ce drăguț e, dar să știi că seamănă amândoi. Numai că e mai închis albastru. Da. Asta nu e ca papagalul ei, la fel de închis? Crinul ba, da. Are papagal așa. Ba da. Bingo, ia uite ce e aici, mama. Bongola, bongo, tia, tia, tia. Se sperie de el. Ia uite. Mua, kiss. Mua. Ce drăguț este. Foarte frumos l-a făcut Cri. Și eu pot să fac chestii din... Din clay, ai zis, nu? Da, uite, din astea. Și am mai primit o floricică foarte drăguță. Uitați. O să vă arăt acum. Din clay. A, astea. Super. Mă duc să fiarbă da. Apa la mămăligă. Da, mama? Să da, las că o să mă uit. Nu știam ce se aude, dar se aude mașina de spălat vase. Începe să fiarbă apa. La amiază am făcut paste. Doar că nu le-am, n-am reușit să le terminăm. Ah, voiam să vă arăt floricica. Foarte drăguță. Draga mea, Criț, mulțumesc mult de tot. Foarte frumos. Și aici mai am un trandafir. Cristinuța este colega de clasa Selenei și în același timp prietena ei. Foarte, foarte bună. Și mi-a făcut mie acest cadou și am primit un mesaj pe WhatsApp de la ea, un mesaj foarte frumos și de încurajare, să nu mai plâng referitor la șinșile și mi-a zis că sunt o femeie puternică și foarte, foarte multe mesaje frumoase. Iar aici, în acest bilețel, am niște cuvinte foarte, foarte frumoase. Ioana, sunteți o femeie minunată, plină de afecțiune și înțelepciune. Dumneavoastră sunteți un exemplu de putere. Sunteți puternică, curajoasă, frumoasă și iubitoare. Cu drag, Cristina. Îți mulțumesc din suflet, draga mea. Te pup cu mare, mare drag și apreciez gestul tău. Dragilor, eu o să închei acest filmuleț. Noi v-am pupat cu mare, mare drag și vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți. Pa, pa!